Bună ziua! Mulțumim pentru participare și că ați dat curs invitației pentru ședința din 30 septembrie 2021. Înainte de a citi ordinea de zi, avem un proiect pentru suplimentarea ordinii de zi, pe care vă rog să-l supuneți spre aprobare și îl vom trece la punctul numărul 9 și îl vom discuta la punctul numărul 8, ca să nu modificăm ordinea de zi. Supunem spre aprobare proiectul privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și devizul general a investiției modernizare drumul Sătesa Gheorghe Doja în comuna Rătăciun, județul Bacău, conform prevederilor OUG 15/2021. Cine este domnul pentru președinte, îl propuneți pentru trecerea pentru ordinea suplimentarea de ordinii de zi. Pentru aprobare. Nu pentru aprobare, asta urma să specific. Deci cine este pentru suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Domnul Ionuț? Da. Domnul Munteanu? Da. În legătură cu prezența, îl avem pe domnul Munteanu, care din motive sanitare, medicale, n-are menționăm motivul exact. Este online acum, imediat. Va participa online împreună cu noi la ședință. Vă rog să ne salute. Da. Ca să îl putem pune undeva aici. Lăsați că-l țin eu, stă bine lângă mine, că vecin. Da, pe piciorul drept, vă rog, să-l țineți. Pe drept. Domnul Gelu, sunteți online, suntem în direct, a început ședința ordinară, da? Da. Supunem... Bună ziua, domnul Gelu vă transmite... Și întotdeauna întrebați... Bună ziua, doamnelor, domnilor și... Voi da citire ordinii de zi împreună cu proiectul suplimentar. Punctul numărul 1, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 31 august 2021. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Rătăciun, județul Bacău, pentru lunile octombrie-decembrie 2021, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind propunerea de modificare și completare a regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Rătăciun, județul Bacău, inițiator consilier local Danu Romeo Maricel. Proiect de hotărâre privind propunerea la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind propunerea de instituire a unor taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale de drumuri de către echipamente și utilaje destinate obținere de venituri, conform articolul 486 alineatul 2 din Codul Fiscal, inițiator consilier local Iștoc Valentin Mihai. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare privind obiectivul de investiții, extindere rețea electrică de iluminat public din localitatea Rătăciun, zona E85DN2, alimentată din PTA 1, Moara Rătăciun, Comuna Rătăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. La punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, extindere rețea electrică de iluminat public din localitatea Rătăciun, zona E85DN2, alimentată din PTA 5 Rătăciun, Comuna Rătăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. La punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului pe trimestrul 3 și modificarea listei de investiții, inițiator primarul comunei. La punctul numărul 8, avem cererea numărul 9266 din 16.09.2021 a Asociației Vatra Satului. Iar la punctul numărul 9, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și devizul general al investiției modernizare drumul Sătesa Gheorghe Doja în comuna Rătăciun, județul Bacău, conform prevederilor OUG 15/2021. Ultimul proiect este cel cu care am suplimentat ordinea de zi. Înainte de a trece spre aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 31 august și a-l supune spre aprobare, am să vă întreb, dragi colegi, dacă doriți ca doamna secretară să ne citească procesul verbal sau dacă avem... Să studieze ulterior cum... Supunem la vot ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, domnul Munteanu, este de acord? Domnul Munteanu, sunteți de acord pentru... Da, este bun. De acord pentru... 15 voturi. Aprobarea ordinii de zi. Deci unanimitate.
La punctul numărul 1 am să revin. Doriți ca doamna secretară să citească procesul verbal, rezumatul procesului verbal? Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Sigur. În mod normal ar trebui să citim fiecare proces verbal înainte să-l votăm. Total de acord, domnul Ionuț. Astăzi, ținând cont de situația în care ne aflăm pe teren, am zis să vă întreb ca să scurtăm cât putem ședința și să nu avem probleme dacă de ploaie, de frig. Dacă nu ne facem un obicei din asta, sunt de acord. Nu. De asta v-am întrebat înainte. Eu de acest lucru. Eu aș propune totul să-l citim. Bănuiesc că ședința trecută, oricum, n-am avut foarte multe convocarea puncte. Convocarea la ședința din data de 31 august a făcut conform dispoziției primarului Comunei Răcăciun 268/2021. Președintele ședinței ales pentru trei ședințe ordinare este domnul consilier Iștoc Valentin Mihai. Din condica de prezență rezultă că la ședință au fost prezenți toți domnii consilieri, respectiv un număr de 15. Doamna consilier Cocrea Ulguța, având acordul domnilor consilieri de a fi prezentă la ședință prin mijloc de comunicare electronic, respectiv telefonic WhatsApp. Referitor la această situație, respectiv prezența online a domnilor consilieri la ședințe, domnul consilier Danu Romeo Marcel dorește să precizeze că este nevoie ca regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local să fie modificat referitor la modalitatea de vot online, precum și plata indemnizației de ședință când se participă online. Domnul președinte de ședință menționează că pentru luna viitoare să se inițieze proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului. Pentru astăzi se solicită acordul domnilor consilieri pentru ca doamna Cocrea Olguța să voteze pentru proiectele de hotărâre la ordinea de zi. Doamna consilier Cocrea Olguța, prezentă online, este de acord cu toate punctele de pe ordinea de zi a ședinței, votând pentru la toate proiectele de hotărâre, inclusiv procesul verbal al ședinței din data de 19 iulie. Domnul președinte de ședință informează domnii consilieri că ședințele pe comisii de specialitate au avut loc în data de 31 a 8-a, începând cu orele 11, fiind prezenți toți domnii consilieri, inclusiv doamna Cocrea Olguța, participând la ședința pe comisie în format online. De asemenea, doamna consilier prezintă domnilor, doamna secretar prezintă domnilor consilieri solicitarea domnișoarei Velisar Georgiana, studentă la Facultatea de Administrație Publică, de a participa la ședința de astăzi. Domnii consilieri iau act de prezența domnișoarei Velisar la activitatea Consiliului Local de astăzi. Având în vedere că este întrunit volum necesar pentru discutarea proiectului de hotărâre, se dă citire ordinii de zi. 1. Aprobarea procesului verbal din 19 iulie. 2. Proiect de hotărâre aprobare studiu de oportunitate pentru fundamentare și stabilire soluții optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Inițiatori primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidențele fiscale ale primăriei a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 10.000 60 de lei reprezentând amenzi contravenționale ale debitorului decedat Simion Ilian, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul 2 al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la Comuna Răcăciun, inițiator primarul comunei, la diverse prezentarea procedurilor operaționale din cadrul sistemului de control intermanagerial, conflicte de interese, incompatibilități și procedura pantoflaj. Domnul președinte de ședință îl supune la vot ordinea de zi. Aceasta este votată cu unanimitate, 15 voturi. În continuare, în conformitate cu prevederile articolului 138, doamna alineatul 15 din ordonanța 57/2019, se propune discutarea primului punct pe ordinea de zi și se dă cuvântul doamnei secretar general pentru a prezenta procesul verbal al ședinței din 19 iulie. Acesta, nefiind o ficțiune, este supus la vot și aprobat cu unanimitate. Înainte de a intra în ordinea de zi propriu-zisă a ședinței, domnul primar solicită cuvântul, deoarece va trebui să plece la o ședință la Prefectura Bacău. Dumnealui prezintă domnilor consilieri adresa 86-18 din 2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, care, în contextul parteneriatului încheiat cu Comuna Răcăciune, având ca obiect implementarea proiectului Servicii Sociale Alternative pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, a întâmpinat o serie de probleme și solicită sprijinul Consiliului Local în vederea rezolvărilor, și anume realizarea de rigole betonate de scurgere a apelor pluviale pentru locuințele protejate din satul Gâșteni, deoarece rigolele realizate prin proiect din pământ sunt ineficiente. Realizarea legăturii dintre căile de acces la obiectivele de investiție, locuințe protejate și centrul de zi și drumul comunal. Domnul primar menționează că acest proiect de investiție este foarte util pentru comună și este aproape finalizat. În acest sens, domnul președinte de ședință solicită domnilor consilieri un aviz favorabil pentru efectuarea acestor lucrări. Domnii consilieri votează în unanimitate cu demararea procedurii legale pentru realizarea acestor lucrări. A doua problemă pe care domnul primar dorește să o prezinte domnilor consilieri se referă la faptul că s-a încheiat contract cu SC Util Conseca SRL
prin SICAP, firma autorizată și specializată să presteze servicii veterinare de ecarisaj în comuna Rătăciuni, respectiv prindere, transport și gestionarea câinilor fără stăpân pe domeniul public al comunei, cu respectarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului 155 pe 2001. În perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract. Domnul primar mai menționează că contractul va intra în vigoare de săptămâna viitoare cu suma care era prinsă în bugetul local. Domnul consilier Iacobuș Laurențiu întreabă cum vor fi identificați câinii fără stăpâni. Se va face o sesizare, o cerere, cetățenii. Domnul primar menționează că din experiențele anterioare se cunosc punctele vulnerabile, nu se va face publică perioada când firma va proceda la ridicarea câinilor, deoarece cetățenii procedează la ascunderea câinilor, iar după ce firma de ecarisaj pleacă, le dau drumul. Domnul președinte menționează că având un contract valabil, se va adapta procedura de prindere a câinilor în funcție de fiecare situație în parte. Domnul primar spune că pe viitor se urmărește organizarea unei asociații formată din mai multe comune, Parava, Pâncești, Orbența, Scut, etc., pentru înființarea unui centru a câinilor fără stăpân, deoarece numai o comună nu poate susține financiar acest lucru, cheltuielile fiind foarte mari, astfel, fiind mai multe comune, cheltuielile se vor diminua. Mai mult, este nevoie de medic veterinar, de personal specializat și, bineînțeles, de autorizări, care nu sunt puține și sunt foarte greu de obținut. Domnul consilier Iștoc Felix întreabă care este prețul plătit de primărie pentru ridicarea unui câine. Se răspunde de domnul primar că, prin contract, s-a stabilit suma de aproximativ 525 de lei fără TVA. Domnul președinte de ședință menționează că dacă se doresc mai multe informații legate de această problemă, se poate consulta Secretariatul Primăriei sau Departamentul Specializat. În continuare, domnul primar mulțumește domnilor consilieri și se retrage din ședință. În continuarea ședinței, domnul președinte propune discutarea celui de-al doilea punct pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Nefiind discuții pe acest proiect de hotărâre și privind aviz favorabil de la Comisia de Specialitate, proiectul este supus la vot. În urma votului este aprobat cu unanimitate, cu un număr de 15. Următorul proiect de hotărâre, scoaterea din evidențele fiscale a unor procese verbale aparținând debitorului decedat Simion Ilian. La fel, domnul președinte întreabă dacă sunt discuții, se precizează existența avizului favorabil de la Comisia de Specialitate, se supune la vot unanimitate și acest proiect de hotărâre. Următorul proiect de hotărâre, analiza statului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul 2 al anului 2021. Și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, nefiind discuții și verificându-se avizul de la comisiile de specialitate, acesta fiind favorabil, în urma votului se obține unanimitate. La punctul diverse, domnul președinte de ședință dă cuvântul doamnei secretar general pentru a prezenta procedurile operaționale din cadrul sistemului de control intermanagerial, respectiv procedurile operaționale, conflicte de interese, incompatibilitate și pantoflaj. În legătură cu acestea, domnul consilier Danu Romeo spune că ar dori să fie explicată doar procedura pantoflaj, deoarece celelalte două proceduri au fost înțelese. Toți domnii consilieri sunt în asentimentul domnului consilier Danu Romeo. Astfel, doamna secretar prezintă prescurt procedura, menționând ce reprezintă pantoflaj, respectiv interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice. Este un termen din limba franceză și se referă la transferul între sectorul public și cel privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcționarului public sunt să se asigure anumite informații, exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, să se asigure că accesul și contactele actualilor, precum și ale foștilor funcționari publici, nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcționarilor. Anual, timp de 5 ani de la data încheierii angajării, fostul salariat al instituției are obligația depunerii declarației de pantoflaj la instituția cu care și-a încheiat raporturile de muncă, conform prevederilor legii 78 pe 2000. Nemai fiind alte discuții, domnul președinte de ședință întreabă domnul consilier dacă doresc să ia cuvântul. Astfel, domnul consilier local Danu Romeu Marcel solicită cuvântul și readuce în discuție propunerea pentru modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Referitor la prezența la ședințele de Consiliu Local online și absența motivată sau nemotivată. Dumnealui precizează că un consilier local are dreptul să voteze în format online și se va lua în considerare votul, dar pentru a putea și primi și indemnizația la ședință, acestea trebuie să facă dovada că absența este motivată, având justificare clară prevăzută de lege. Domnul consilier Iștoc Felix menționează că există bază legală. Dacă există bază legală.
Doamna secretar precizează că actul normativ există și anume ordinul 25/2001 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității și al regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Domnul consilier local Munteanu Gorghe este de acord cu domnul consilier Danu Romeo, respectiv cu modificarea regulamentului Consiliului Local. Domnul consilier local Vițoi Ionuț solicită să fie precizate clar care sunt situațiile ce vor fi considerate absențe motivate. Domnul consilier local Bucur Ciprian întreabă dacă doamna consilier Coprea Orguța are justificare pentru ședința de astăzi și dacă se consideră absență motivată. Domnul președinte de ședință spune că doamna Coprea Orguța nu se află în țară. Domnul consilier Danu Romeo dorește să precizeze un lucru important legat de prezența online și anume absențele motivate și sau nemotivate. Dumnealui spune că se consideră valabil votul exprimat online pentru că este dreptul fiecărui consilier local de a se exercita dreptul la vot, dar indemnizația de consilier pentru participarea la ședință poate fi luată dacă are absență motivată. Doresc să precizez aici, această modificare, această precizare este în situație normală de desfășurare a ședințelor. Nu în situații de pandemie, de stare de alertă, de stare da. Ați citit modificarea, am vrut să fac precizarea pentru ca să se înțeleagă clar. Prezența motivată alături de prezența online este necesară doar în condiții normale, când nu există restricții legislative, da? În cazul restricțiilor legislative, fiecare consilier are dreptul să solicite aprobarea de a participa online și poate motiva absența, dar nu este obligatoriu să justifice absența motivată pentru a putea participa, da? Mai departe, în acest caz, deoarece regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local nu este modificat, doamna consilier Coclea Olguța nu poate primi indemnizația. Aici putem discuta ulterior despre, imediat discutăm speța respectivă. Domnul consilier local Danu Romeo spune că este important de a se stabili absențele motivate sau nemotivate, nu numai pentru plata indemnizației, ci și pentru faptul că la 3 absențe consecutive, nemotivate, consilierul își poate pierde funcția. De asemenea, domnul consilier Bădărău Ionuț solicită cuvântul și referitor la această problemă spune că discuția a degenerat găsindu-se de fapt scuze pentru plata sau nu a indemnizației. De asemenea, domnul consilier Vițoi Ionuț face precizarea că este corect ca un consilier local să poată participa la vot online, să se exercite votul, iar acesta să fie considerat valabil fără a fi condiționat de motivarea absenței. Domnul președinte de ședință oprește aceste discuții menționând clar că acestea vor fi putate la ședința următoare când se va avea în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea regulamentului. Având în vedere că nu mai sunt alte probleme, s-a încheiat prezentul proces verbal al ședinței din 31 august. Dacă după citirea procesului verbal, dumneavoastră aveți de modificat sau completat ceva, vă rog să-mi spuneți, eu voi face completarea în procesul verbal al ședinței de azi referitor la ce am citit pentru ședința trecută. Domnul Felix. Numai puțin să-mi iau de scris. Așa. Deci, proces verbal, ședință. Da. Da. Aș vrea să citesc ordinul de ministru, da? În numărul 25 din 2021, dacă se poate, articolul 26. Să... Deci, cred că dumneavoastră vreți să faceți o pentru precizare referitor la situația absenței doamnei Coprea Olguța, da? Da? Deci îmi menționez așa, doriți să intervină absentă, a fost prezentă, în procesul verbal de ședință, cu mențiunea, acum vă rog. Că dânsa este prezentă online, nu a fost absentă. Dar nu a spus nimeni că a fost absentă. Corect. Prezentă, dar deoarece regulamentul nu era modificat, da. Dar în situația în care suntem noi în stare de alertă, exact, nu se mai justifică solicitarea documentului de absență motivată. Am spus bine? Corect, da. Perfect, ați spus. Pentru că în ordinul de ministru este spus așa. Ordinul 25, local, da? Da. Articolul 26 este specificat așa, la paragraful 1. Ședințele Consiliului Local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locale în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice. Da? Și fiind și în pandemie... Asta eu să înțeleg, acum mă scuzați că vă întrerup, că dumneavoastră v-ați edificat și acum sunteți de acord, că în ședința anterioară nu erați de acord.
Nu. Nu. Păi, ce vreau eu să vă rog, vă rog, nu polenizați. Să păi lăsăm pe domnul Felix să interveni. Și vă spun, eu vă explic eu după aceea. Păi eu am auzit procesul verbal, doamnă, și nu este schimbat conținutul, este relatat. Nu, 100% cu ceea ce s-a discutat în ședință. Eu revin, la ședința trecută. La ședința trecută. Țin foarte minte bine, mă scuzați că am fost aici și știu ce contradicții au fost. Să fie votat prezentă, dar să nu ia indemnizația, deoarece nu era au fost, doamna secretar, au fost și discuții pe tema indemnizației, cum nu? Păi da. Păi da, și textul de lege face dovada că doamna a fost legal prezentă la și îndreptățită să-și ia indemnizația. Păi, dar atunci în ședință n-ați recunoscut că vorbim de indemnizație. Ba da, am recunoscut. Ba da, cum să nu recunoaștem eram pentru că are voi de participare online. Ați spus că nu era discuția de indemnizație. Dacă doamna, participarea la ședință, mă scuzați o secundă, dacă participarea cu un consilier participă la ședință de consiliu, n-ai cum să-i îngrădești dreptul. N-ai cum să-i îngrădești dreptul. Discuția despre indemnizație s-a venit cu text de lege și s-a... Domnilor consilieri, dragi colegi, să termin. Da? Să lăsăm este pe domnul Felix să termine și cereți, vă rog, dreptul la cuvânt. Dacă proiectul de hotărâre, domnul profesor Danu Rău, eu vă scos să celălalt. Domnul Ionuț, hai, un pic, totuși. Să lăsăm pe domnul Felix să termine ce a avut de zis, după care cereți, vă rog, dreptul la replică sau înscrieți-vă la cuvânt. Vă dau posibilitatea, dar să nu facem comunicări de astea haotice, pentru că o să stăm aici până mâine. Sunt convins de treaba. Conform ordinului de ministru, doamna Cocrea, fiind prezentă la ședința respectivă, da, ar trebui și este dreptul dânsului să-și ia indemnizația. Asta era ce se discută. În acest moment, doamna Cocrea nu a primit indemnizația pentru ședința respectivă, fiind absentată. Două secunde. Vrea domnul Munteanu vrea să ne spună câteva cuvinte. Trebuie să ținem cont de faptul că dânsul este și online. Și... Spuneți, domnul Munteanu. Ascultă. Interlocutorul dumneavoastră de acum, care a explicat acel ordin de ministru, că nu este de acord cu procesul verbal și nu s-a scris ceva în el sau ce nu, de ce este niște discuții primatele care nu s-au luat, Păi nu, dânsul este de acord, domnul Gelu, am înțeles. Domnul Ionuț, dacă îmi permiteți și mie. Domnul Gelu, mă ascultați, sunt profesorul Danu. Aveți perfectă dreptate. Doar dumneavoastră ați sesizat incoerența. Domnul președinte a întrebat dacă mai sunt modificări la citirea procesului verbal. Nu la prezența doamnei Cocrea sau nu. Iar domnul Iștoc a abordat o altă temă a discuției. Nu s-a răspuns la întrebarea solicitată de la președintele de ședință. Deci s-a solicitat, sunt intervenții asupra procesului verbal citit de doamna secretară? Da sau nu? Și cu asta am terminat. Aprobăm procesul verbal a ședinței anterioare. După care intrăm în ordine de zi și domnul Iștoc are tot dreptul să intervină. Ca despre asta era discuția. Și gata, da, ca să-și ia indemnizația. Ca să-i răspund domnului Munteanu, din ce am reușit eu să înțeleg de la domnul Felix, menționează că ședința precedentă nu s-a menționat acel ordin 45 care de fapt 25 care de fapt rezolva problema discuțiilor contradictorii și era foarte simplu de înțeles că doamna Olga nu mai trebuie să-și motiveze absența dat fiind de situația pandemică în care ne aflăm. Acest lucru doresc să vă supun acum la vot ca doamna Olga să-și primească ședința pe indemnizația pe ședința trecută, deoarece a fost prezentă și a participat. Asta prevede ordin. Dacă e ordin, domnule președinte, nu putem să votăm cu ordin. Dar noi, dragi colegi, dar noi la ședința precedentă am luat decizia ca doamna să nu-și primească indemnizația împotriva ordinului. De unde ai rezultat de acolo? Ba da, s-a discutat. Doamna Olga, ați primit indemnizația? În procesul verbal... Gata, haideți să încheiem. Haideți. Discuția da. Chiar e... Nu, dar penibil. Este... Gata. Supuneți la vot procesul verbal. Ok, bun. Supunem la vot procesul verbal al ordinii de zi din data de 31.08.2021. Cine este pentru? Împotrivă?
abțineri, unanimitate. Este o scurtă precizare. Pentru și domnul Munteanu. Pentru și domnul Munteanu. Cer scuze, domnul Munteanu, o să întreb. O scurtă precizare. Nu facem acum polemică pe acest subiect pentru că e doamna Olga sau e altcineva. E bine că s-a deschis acest subiect și că l-am lămurit și că proiectul domnului Danu rezolvă această problemă. Și este foarte clar pentru toată lumea. Proiectul nu mai e inutil, atâta fiindcât ai ordine din ministru, ai ceva de rând. S-a omis a se menționa sau nu s-a știut acest ordin și s-a iscat discuțiile de data trecută. Acum lucrurile sunt clare și mergem mai departe. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răcăciun, județul Bacău, pentru luni octombrie-decembrie 2021, inițiator primarul comunei. Vă rog să facem propuneri. Da, domnul Danu? Pentru următoarele trei ședințe propun ca președinte de plen pe domnul consilier Iacobuș Laurențiu. Domnul Danu îl propune ca președinte pe domnul Iacobuș Laurențiu. Alte propuneri? Domnul Gelu, spuneți domnul Gelu. Gelu. Eu am să ies și am să intru cu datoria pe proiecte pe fiecare. Eu sunt de acord să aprob toate proiectele, sunt pentru toate proiectele. Vă rog, păi asta aveați dat aprobarea și în ședința care am avut-o pe comisie, da? Am înțeles, am înțeles. Doar este de acord doar la proiectul 45, da? Unde l-am trimis spre revizuire, da? Am înțeles, am înțeles. O să-l rog pe domnul președinte dacă acceptă, pentru că semnalul nu e foarte bun și dânsul auzi de distorsionat. Da, sunt de aprobați, acord. Da? Sunt de acord, sigur. Da. Bine, domnul Gelu, o să închid atunci, da? Sănătate, domnul Gelu, la bine. Două secunde, să doamna secretară să menționeze că domnul Gelu este de acord cu toate, cu toată ordinea de zi, mai puțin proiectul numărul 4. Spre revizuire. Mă rog, cum e termenul, se trimite, îl dorește la și el revizuire. Și e de acord spre trimiterea spre revizuire. Și ca să menționăm, domnul Gelu și-a completat ședința. Dacă îmi permite să fac și eu propunere? Da, domnul Ionuț. Îl propun pe domnul Drăgăstaniu. Și înainte de propunerea asta, vreau să vă întreb, nu cumva doamna Cocrea mai avea încă o ședință? Ce? Din cele trei? Avut trei? Ca președinte. Vă mai aduceți aminte? Dumneavoastră ați fost... Au fost la toate, da. Toate trei? Da. Mă încerc scuze atunci. Doamna, da. Secretar. Doamna secretar poate să ne confirmi exact. Dacă doamna Olguța și-a exercitat dreptul de președinte pentru toate cele trei ședințe pentru care a fost votat. Decembrie, da, a fost noiembrie, decembrie și... Îmi cer scuze, aveam senzația că doamna doar două și acum am gândit că ați fost. Bun. Alte propuneri? Avem două propuneri. Propunerea domnului Danu Iacobuș Laurențiu și propunerea domnului Ionuț Bădărău Drăgăstan Marinel. Supunem la vot prima propunere. Cine este pentru? Iacobuș, da? Pentru domnul Iacobuș. 2, 4, 5, 6, 7. Domnul... Deci, încă o dată vă rugăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Împotriva abțineri. Împotriva abțineri. Păi nu împotriva, că trebuie să spunem la vot Drăgăstan și atunci nu avem împotrivă. Ok. Cine n-a votat la vot? Supunem la vot propunerea pentru domnul Drăgăstan. Propunerea domnului Ionuț în persoana domnului Drăgăstan Marinel. Cine este pentru? Da. Aici, pe ea sunt azi. Da. Are dreptate domnul Iacobuș, trebuie întrebat domnul Munteanu. Încă o dată, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, da? Să vedem pe domnul Munteanu. Da. Avem 6 cu 8 și să vedem unde merge domnul Munteanu. Indiferent unde votează. Nu, cer scuze că vă deranjez. De fapt, nu vă deranjez. Ce vreau să vă spun, s-au făcut două propuneri pentru cine va fi președinte pe următoarele trei luni.
Propunerile au fost, prima propunere a fost pentru domnul Iacobuș, iar cea de-a doua pentru domnul Drăgăstan. Dumneavoastră, cum votați, pentru domnul Drăgăstan sau pentru domnul să fie președinte pentru următoarele trei ședințe? Domnul Drăgăstan, da? Deci să luați în considerare votul domnului Munteanu pentru domnul Drăgăstan. Da. Dacă o să mai avem intervenții, o să vă mai solicităm, da? Bine. Dacă tot îl avem pe domnul Munteanu pe domnul președinte, nou, vrea să vă, da. Domnul președinte, am să supun eu la vot din nou cele două propuneri, că l-avem și domnul, pe domnul Munteanu. De ce să supuneți din nou? Păi domnul Munteanu, i-am explicat și odată... De ce reluați procedura de vot? Pentru că l-avem și pe domnul Munteanu. Domnul Munteanu a votat. Ok, rămâne așa. Domnul Iacobuș a întrunit 8 voturi, domnul Drăgăstan 7 voturi. Cu 8 voturi, domnul Iacobuș va fi președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie. E în regulă. Da, cu deci, domnul Gelu, ați înțeles, da? Pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie, viitorul președinte va fi domnul Iacobuș. Pentru asta să văd. Nu, domnul Iacobuș este președinte. Și din ianuarie, Drăgăstan. Da. Bun, trecem la punctul numărul 3. Am înțeles. E normal să... Da. Da, haideți să trecem. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind propunerea și de modificare și completare a regulamentului de organizare și funcționare a comunei a Consiliului Local a comunei Răcăciun, județul Bacău, inițiator consilier local Danu Romeo. Dacă sunt discuții pe baza acestui proiect. Nu avem discuții, s-a înțeles de către toată lumea. Da, domnul Danu, doriți să... Domnul Danu, dacă dorește să ne... Deci o singură precizare aș vrea să mai să o repet. Acest proiect de hotărâre se referă doar în situația în care nu ne găsim în nicio pandemie, nici în o boală, nicio... Da, aici trebuie deci, să luăm... Să luăm în considerare și ordinul ministrului, care nu a fost în discuție. Domnul Drăgăstan, ordinul ministrului face referire la situații de urgență, da. În situații de pandemie, nu la situații de normal. Eu am făcut această modificare în situații de normal. La anul, pe vremea asta, nu o să mai fie niciun fel de pandemie, nu o să mai fie nimic. Atunci, eu sunt în concediu legal, dumneata ești plecat în delegații de serviciu sau faci o specializare de cursuri. Poți să participi online? Poți să participi. Poți să votezi? Poți să votezi. Întrebarea este, te consideri absent motivat sau nemotivat? Dacă justifici că ai fost fortuit să pleci acolo și să nu poți participa, deci dacă justifici chestia asta, atunci ai toate drepturile conform ordinului 45. 25, scuzați. Articolul 26. Articolul 26 se referă la starea de pandemie. Deci acum noi suntem în pandemie, doamna Cocrea poate să-și primească indemnizația, nu s-a discutat de bani data trecută. Domnul consilier Ionuț Bădărău a ridicat problema că e și rușine că banii ăștia îi cerșim, spunea dumnealui. Eu n-am făcut referire la indemnizație, eu am făcut referire la faptul că sunt motivat sau nemotivat. Pot să particip. Pot să votez, dar să fiu absent motivat, trebuie să înțelegeți ideea asta, că eu pot să votez online, că nu mi-a nimeni dreptul de vot, dar nu pot să justific de ce sunt absent. Și atunci sunt absent, ca să ne înțelegem. Această modificare din regulament pe care eu vreau să v-am prezentat-o dumneavoastră și dacă sunteți de acord, o votați, dacă nu, nu, e tocmai pentru faptul că pot să-mi justific absența sau nu. Sunt prezent, mă considerați prezent. Sau nu? Asta face aici clarificăm noi problema. Atât. E în regulă. Mulțumim, domnul Danuș. Să vă rog, înainte să-i dau cuvântul domnului consilier Felix Iștoc. Haideți să nu vorbim unii peste alții, cerem cuvântul și să intrăm pe dezbateri pragmatice, să nu facem altceva aici. Da, domnul Felix, vă rog. Să participăm la vot online.
telefonic sau prin orice alte mijloace electronice, suntem trebuie prezent. Să fim considerați prezenți. Corect. Pentru că nu avem posibilitatea să votăm dacă suntem absenți. Exact. Corect. Asta era utopia. Asta e singura problemă. Da. Rest... Votezi, dar totuși ești considerat absent, că da, ești la mare. Da. N-ați înțeles nici acum. Două secunde. Hotărârea pe care domnul Danu Romeu o propune, hotărârea asta, e de modificarea regulamentului de funcționare. Noi dacă în regulamentul de funcționare nu avem incluse toate prevederile legale, nu le putem lua în calcul. Am dreptate? Da. Acest lucru face domnul consilier prin proiectul pe care îl propune. Iar la articolul 27 din anexa la proiectul de hotărâre avem la punctul numărul 2 absența este considerată motivată dacă se face dovada că acesta a intervenit din cauza A, B, C, D, E, nu le mai citesc pe toate. Deci atunci ne dă posibilitatea legea să motivăm și să aducem motivație pentru absențe. Acum, domnul Felix, am să vă întreb momentul, acest aspect, aveți o bază legală de unde l-ați citat? Faptul că orice consilier local care participă prin orice mijloc electronic votează, este considerat prezent pe l-am extras din OG25 sau din altă lege? Nu, din OG25. Îl citești acum din nou, domnule. Dacă este din OG25, înseamnă că este o prevedere care este valabilă doar pe perioada stării de alertă. Nu, greșiți, nu. OG-ul nu se referă la lucrul ăsta. Este regulamentul, modelul STAS. Noi am votat ca și cum n-am fi în stare de pandemie. Deci în stare de normalitate se coroborează prezența online cu absența justificată. În stare de pandemie nu mai e nevoie de absență justificată pentru lucrul ăsta. Și atât, scurt, da. Da, domnule. Celălalt aspect care e scot în respectivul proiect, care spune că la două absențe, măcar să ne justifice. De ce? La trei. Nu, la două. Ordinul spune de două. Ordinul spune de două. Dar lasă la legitimitatea consiliului local. Păi da, păi tocmai asta, domnilor, când citim o lege, domnul Iștău, când citim ceva, trebuie să gândim profund, domnilor. Vă citesc eu acum, din ordin. Anexa a doua a ordinului 25 din 25 a 21 pentru aprobarea modelului orientativ, dragă. Iau în regulamentul meu, de când l-am votat, este trece peste ordinul ăsta. Pentru că ăsta este orientativ. Corect. Să ne înțelegem. Cuvântul acesta, de ce treceți peste el? Ordinul, aliniatul 2 din ordinul 25 spune că este un model orientativ. Ei ne arată cam cum ar trebui să se desfășoare lucrurile. Da, nu e decim. Iar noi am precizat un element fundamental. În regulamentul nostru, la trei absențe consecutive, ai pierdut calitatea de consilier? Pentru că ăsta este orientativ, el spune aici. Și domnul Danu nu putea să în spate aici, dar orientativ spune. Trei dacă iar noi am hotărât trei. Da. Ce n-am, Doamne, iartă-mă. Bun, s-a înțeles? Mai avem discuții? Dacă îmi permiteți, da. Da, domnule. Acum pentru colegii noștri mai tineri, consilier, domnul Romeo, în regulamentul de funcționare preluat din exact. Din ordinul 25. Din ordinul 25, care bine a punctat dânsul, este orientativ. Aș vrea să facem referire, dacă îmi permiteți, domnul Romeo și dragi consilieri, și la persoanele care vor fi în situația de a boteza un copil, ceea ce dumneavoastră n-ați mai trecut. Nu. Făcând referire la colegii noștri, îi văd mai tineri. Mi-a fost teamă să-l mai trec. Știți de ce? Că s-a spus data trecută. Știu ce s-a spus corect. Să nu se abuzeze. Să nu se abuzeze. Exact. Ei, eu acum... Dacă vreți, aduceți îmbunătățiri. Eu mă bucur să aduc îmbunătățiri. Ca idee. Și chiar asta am discutat-o ieri. Eram și cu domnul Drăgăstan. M-am găsit și am zis, domnule, nu s-a omis. Nu s-a omis. Domnul Romeo chiar a mai scurtat puțin ca să nu se facă abuzuri. Să înțelege că noi ne aducem beneficii.
acum, de ce așa, acum aș propune că avem colegi, nu știu, dacă doriți dar cum face dovada, îmi cer scuze că o dovadă la un botez cu ce document justificativ? Îți dă preotul. Copie din registrul parohial. Deci invitație. Copie din registrul parohial. Invitație. Suntem în ordine metodologice, doamna secretar, să vedem orientativ. Acum, la ordinul 25. Acolo trebuie. Și în 25 e trecut botezul. Da, este. Păi din 25 am făcut referire. Și în 25 e trecut botezul. La funcționarii. Eu nu l-am trecut pentru că am zis că e abuz. Adică e prea mult. Că, prea, prea mult. Eu cred că nu mai botez de acum, dar nu mai e, da. Mă gândesc că mai tine. Putea să așteptăm să treacă pandemia și luăm atunci. Decizii, da. Supunem la vot ca și ăsta rămânem exact cum ăsta e de funcționari. Domnul Ionuț, formulați un amendament în acest sens? Nu, amendament, o completare. Sau o propunere de completare la amendamentul domnului... La proiectul domnului... La proiect. La proiectul lui de hotărâre adus de domnul. Și care o să și supunem la vot. Să-i supunem la vot propunerea... Când supunem la vot, proiectul se supune odată cu propunerea dumnealui. Păi, nu, întâi supunem la vot propunerea și după care proiectul cu propunere. Aici apare și... Da? Deci supunem la vot propunerea domnului Ionuț Ghițoi, domnului consilier. Exact cum scrie în ordinul 25, ca și până la gradul al doilea. Haideți că, da, parcă e prea mult, zic eu. Dacă ai neamuri multe, stai numai la botez. Două secunde. Haideți ca și doamna secretar să poată ține pasul cu noi. Deci propunerea domnului Ionuț Ghițoiu. Mai fac o dată dacă nu-i clar. Este. Botez. Citiți, vă rog, doamna jurist, citiți-mi, vă rog, exact acolo. Botezul. Litera G din ordin spune așa. În cazul botezului unei rude de până la gradul al... treilea, zice aici. Scrie în ordin. Al consilierului local. Gradul al doilea. Treilea. Propunerea domnului Ionuț este gradul al doilea. Ok. Supunem la da. Supunem la vot propunerea domnului Ionuț. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Și acum supunem la vot proiectul cu această propunere de completare a domnului Ionuț Ghițoi. Da. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind propunerea de instituire, punctul numărul 4, a unor taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale de drumuri, de câmpe, echipamentele și utilizate destinate obținerii de venituri, conform articolului 486 alinea 2 din cod fiscal, inițiator consilier local Niștoc Valentin. Am înțeles că la Comisia Juridică s-a cerut trimitere spre reanalizare, spre completare, spre... Bun. Haideți până o trimitem să vedem și care sunt discuțiile, pentru că puteam să vă dau răspunsuri ca inițiator la aceste... Să trecem peste punctul ăsta și să o reanalizăm în cadrul... Trebuie să știm ce anume, da, ce anume analizăm și reanalizăm din acest tot punct. Proiect, dacă, da, dacă îmi permiteți... Da, domnul Ionuț, vă rog. Comisia Juridică a trimis acest proiect spre... analiză, a unei noi analize, pentru că însăși definiția de utilaj în categoria asta intră și utilajele agricole, da? Noi ne dorim, Comisia Juridică își dorește proiectul ăsta de hotărâre, chiar e unul benefic pentru Comuna Răcăciuni, dar am vrea să apară în proiect defalcat și să faceți referire exactă, adică să umblăm puțin din punct de vedere tehnic, să facem mențiunea pe axă a unei auto... Da, e dificil, închipuiți-vă ce înseamnă. Păi și atunci asta. Cum procedăm, doamna secretar? Punem barieră pentru o nu categorie se pune barieră, de... Nu barieră, interdicții, mă scuzați. Punem interdicții pentru o categorie. O să discutăm. Eu zic că trebuie cel mai important pe lucru, legi și vedem care cel mai important lucru este că aceste utilaje care obțin venituri, deci din stat, se înțelege la ce se referă. Nu fiecare cetățean care își transportă marfa sau... Două secunde. Două secunde. Ca inițiator al acestui proiect, am să fac două mențiuni. Unu, scopul acestui proiect de hotărâre este ca cei care folosesc infrastructura publică locală din Comuna Răcăciuni
Și vă rog frumos, vă dau cuvântul. Și aduc, ne strică infrastructura să poată contribui la repararea acestuia. Este specificat foarte clar și codul fiscal nu îmi permite decât ca banii veniți din aceste taxe să se ducă pe capitolul de reparații și drumuri. Legat de ce spune domnul Ionuț, există o explicație. Normele pentru drumul comunal sunt de 12 tone. Deci sunt vizați din start doar cei care depășesc aceste 12 tone. Noi putem să completăm și să excludem rivenari din comună din această hotărâre, dar aici trebuie să vedem dacă n-avem departamentul voie. Juridic nu, ne nu dă voie să facem dacă, diferență. Dacă legea voie. Permite, dacă legea permite, o să analizăm. Eu am analizat, domnul primar. Sunt agenți economici pe raza comunii care stau în deci au societatea în comună. Ce fac, îl prind pe ăla cu 50 de euro pentru fiecare transport? Nu, deci eu propun, și să nu mai lungim, vă spun și dați cuvântul, îmi cer scuze, propun reanalizarea proiectul de hotărâre, dar pe sunt total lege. De acord și eu îmi doresc o dezbatere. Acum, dacă suntem cu ea la dezbătut, doamna juriste, vreți să explicați puțin, că doar noi am dezbătut-o mult timp. Două secunde, ce anume, să reanalizăm ce anume. Trebuie din să ea. Vedem exact care că puncte, nu știm ce bun, dânsii. Care puncte din dacă din hotărâre s-a propus reanalizarea, clar că va merge. Păi, dar ce anume? Păi comisia a stabilit un tonaj. Două secunde. Păi tocmai asta, trebuie să ne informăm, să știm exact ce și cum și când emitem o hotărâre de consiliu local, să nu emit să facă efectul unui juridic a unei... După aia ne trezim cu procese, cu... Știți ce mi-e frică mie, pe raza comunii, exact cum a spus și dumneavoastră, avem agenții economici, avem, cel puțin când faci referiri la utilaj agricol, mie tare mi este frică ca un agent economic, nu dăm nume, dar unii care chiar au luat terenul în arendă, să nu se repercuteze costurile astea producția omului. O întrebare, domnul Ionuț, agentul economic de pe raza comunei, de acord cu dumneavoastră, agentul economic de pe raza comunei, taxa asta chiar o va plăti Ionuț? Nu, eu cred că ea se va repercuta tot asupra beneficiarului. Principiul acestei hotărâri este ca cei care ne strică drumul pe românește și nu contribuie să contribuie. Întrebare. Agentul economic de pe raza comunei plătește taxe la UAT Răcăciuni? Nu. Clar că plătește taxe. Cei care funcționează pe raza comunei. Deci ei folosesc drumul și îl utilizează. Legea nu e destinată lor. Legea e destinată unde avem balastriere în afara UAT-ului și traversează UAT-ul. Legea e destinată pentru cei care fac exploatări. Eu am făcut mențiunea. Două secunde. Și utilajele agricole care aduc venituri, așa am văzut proiectul. Se poate face completare. Eu îmi doresc o dezbatere. Și bine a zis domnul primar, cred că trebuie reanalizată la compartimentul de specialitate și sunt agenți importanți. Trimitem către departamentul, către compartimentul juridic proiectul spre reanaliză, dar trebuie să, pentru că va veni la vot. Nu putem lăsa vag hotărârea și doamnele să analizeze ce consideră și după aia venim iar cu completare. Haideți să vedem punctual ce anume trebuie să corectăm, să analizăm, să revizuim, ca doamnele să încadreze în lege și să facem... Să spun așa, nu mi-aș dori ca cetățeanul care are tractor și când începe campania electorală pe utilaj... Are tractorul 12... Electorală? Agricolă? Are agricol. Utilaj agricol, să iasă și să fie taxat cu... Nu este taxat. Asta dar nu trebuie să-l facem sub o formă clară, concisă și... Da, domnul Ionuț, vă rog. Sunt convins că ați urmărit în primul rând interesul cetățeanului care locuiește în comuna noastră. Da? E clar, aveți dreptate că trebuie protejate drumurile astea, mai ales de cei care exploatează pădurile de la fundul Răcăciun și ne calcă drumurile. Și bineînțeles că cei care le distrug, oarecum trebuie să contribui cu sume de bani și la reparare, da? Că și așa nu avem. Iar cât privește punctul B, da? Din proiectul dumneavoastră, da. Aici, în primul rând, trebuie să ne spuneți exact cum taxăm oamenii ăștia. 1.
Iar doi, ar trebui să ne protejăm cetățenii comunei Răcăciuni. Că fiecare are un tractor, are o mașină și nu cred că face obiect. Nu intră tractorul și mașina, înțelegeți? Drumul comunal are regim de 12 tone. Aia nu se taxează. În momentul în care ați văzut în referatul de aprobare, se scrie că se vor monta indicatoare, că acest drum, ne referim la drumul comunal, ne referim la drumul Lesătești, la ulițe, care se taxează, care sunt exploatate, în momentul ăla acolo se va menționa ce cadru legal. Să-l trimitem la departamentul îl trimitem. Să vină cu o formă clară și atunci sigur o să ne punem legat de punerea în aplicare. Eu am un singur text din codul fiscal, da, care vi l-am scris. Atât am spune, altă normă nu am. Exact. Nu puteți stabili ce anume doriți. Exact, asta este și proiectul. Eu am un singur articol din codul fiscal. Vine cu propuneri. Face o propunere, scoate punctul B și-l... Asta. Foarte mare atenție la punctul B. Am discutat și cu doamna juristă și am consultat dar și cel puțin... Poate fi scos, domnul consilier, deci este... Poate fi scos, doar că... Da, doar că îmi doresc să nu se înțeleagă din hotărâre că este vizat doar exploatatorul forestier, pentru că atunci putem ajunge la altă. Ba chiar cred că este necesar, pentru că acele filme care... Nu putem care... să facem, domnul primar, o hotărâre. Eu am analizat... Eu să o sintetizez și ce ar trebui să fie esențial din toată, din tot proiectul de hotărâre. Să fie taxați cei care exploatează facem lemn, discriminare, atât cât facem... Ne acționează o hotărâre în instanță sunt, și pierde. Sunt primării care... nu la noi, zona de munte. Ăia, dacă nu ar fi făcut și ar fi pus taxă pe fiecare societate, că efectiv sunt societăți care exploatează, acum nu mai exploatează sub grija celor de la district, sau cum se cheamă, la ocol. Dar ei vin noaptea, am avut acțiuni dintre astea când am oprit, efectiv am oprit mașinile de lemn în Ciucani și n-am avut bază legală în care să-l constrâng. Acum aici mă refer, nu o să pun bir pe agenții economici care i-am, care dau bani la... Sunt agenții economici care sunt, atât pe parte de agricultură, atât pe parte de, mă rog, infrastructură și așa mai departe. Dacă noi nu găsim, trebuie să găsim soluții benefice și, cum să zic, în avantajul omului, în avantajul cetățeanului. Pentru că și așa vremurile astea sunt cum sunt. Dacă mai veni și mai pun bine, v-am zis, mă refer strict la cei care nu fac activități economice, care vin și tranzitează localitatea noastră și care beneficiază, cum ar veni, de lemnul ăla care și așa e scump, de nu știu de ce mai pot beneficia ei și care încasează și pleacă. Nu păi după, stați, da. după o exploatare dintre asta, nu mai am nici iluminat pe la nu știu unde, pe la Gășteni, nu mai am nici drumul bun în partea altă, pe la... Trebuie să vină la primărie. Asta este scopul hotărârii. Bun, sunt total de acord cu dumneavoastră. Eu asta spun. Vreau să fac două mențiuni. Lăsați-o spre reanaliză, o analizăm și o ducem exact unde trebuie. Să menționeze doamna secretar aspectele pe care le vom reanaliza. E foarte important. Azi dimineața am discutat, ieri am discutat cu o comună din Suceava, care nu are infrastructura lor nu este stricată de cei care au balastiere. Acolo e vorba strict de cei care fac exploatații forestiere. Azi dimineața am discutat cu cineva de la Săucești, care la Săucești au doar balastiere și nu au forestiere, deci pe la ei nu tranzitează nimeni cu lemn. Dar în ambele situații s-a prevăzut un cadru legal pentru toată lumea. Exact ca să nu ajungem în situația în care hotărârea să se ducă cumva cu ghilimelele de rigoare direct către un anumit operator sau un anumit tip de operator, pentru că nu este corect și pentru putem ajunge prin localitatea din... care ați dat dumneavoastră exemplu, domnul președinte, aia care și pentru centură și pentru oraș și pentru e nevoie să treacă pe acolo și logic să firesc. Dar la fundul Răcăciunii nu poate să mai aducă balastul să-l ducă la Răcăciun. Alt aspect vreau să menționez. Tot noi local. Și cei care au doar păduri sau au balastiere în zonă, au menționat pentru toată lumea, pentru că așa este corect, nu poți să dai doar pentru balastru sau doar pentru lemn. Deci aici trebuie să avem grijă pentru că la comuna Buhoci s-a făcut o greșeală în sensul ăsta și s-a câștigat din instanță, s-a anulat pentru comuna Răcăciuni. Da. Eu de asta ați invocat Riveranul și eu nu găsesc un proiect de hotărâre. Ok. E o completare legată de Riveran. Nici aici nu-i voie. Nici aici nu-i voie. Nu-i voie. Eu am găsit... O făim până când nu mai... Atunci avem să facem altă. Dacă sunteți de acord, bineînțeles. Hai să scoatem punctul B și să votăm.
subțim. Putem face punctul B, dar dacă trece hotărârea așa, eu cred că o să avem probleme cu ea. Și ca inițiatorul meu măsuri... Nu o să avem nicio problemă. De ce să luăm decizii? Poftim? Putem să le reanalizăm, să facem... Bun. Atunci, două secunde. Hai să-i dăm cuvântul domnului Iacobu și domnului Ciprian și după să încheiem discuția pe acest punct. Cred că mare s-a cam înțeles care sunt lucrurile care trebuie să reanalizate. Punctul B ăla e care... O mențiune pentru... Da, domnul Iacobu. Cei care distrug drumurile sunt mașinile de tonaj. Da. Iar noi trebuie să specificăm clar în hotărârea proiectului noastră, cei care depășesc 12 tone plătească taxă de tranzit. Nu contează că ești agent economic, că ești persoană fizică, ești absurd și vrei să-ți aduci cu tirul marfa acasă, plătești taxă. Dacă ți aduci și faci casă și treci prin zonă, la primărie îți plătești, nu? Haideți să o reanalizăm ca lumea. După lege și după cap. Domnul Ciprian. Vreau să spun și eu, la ora actuală, transportatorii de lemne au nevoie sau nu de autorizație de tranzitare? Au nevoie. Dacă noi nu avem baza legală? Au nevoie de autorizație de tranzitare. Au nevoie. Ocoalele silvice ne cer, cred că au o procedură, dar noi nu-i putem taxa, pentru că nu avem cum să-i taxăm. La momentul în care această hotărâre va trece, în autorizația lor de exploatare, vor fi obligați să includă și această taxă de impunere plătită la UAT Răcăciun. Deci aici lucrurile sunt foarte simple, pentru că treaba cu transportul lemnului este una foarte dezbătută și aici avem 11.000 de exemple de cum să procedăm. Legat de, cum spunea și doamna juristă, la punctul B este menționat în toate hotărârile pe care le-am citit și este menționat strict sub forma asta. După care revine dreptul compartimentelor de specialitate să vadă cum îi identifică, cum îi găsește, se face colaborare cu poliția. În momentul, cum spunea domn primar, l-ai găsit pe stradă, îl întrebi, ai taxă de impunere, nu am, ai 15 zile să vii să o plătești. Baza legală, după aia aplici. Deci, eu așa vorbesc cu domnul nu știu care și spun, domnule, vină. În ce bază, în casă? Este o hotărâre care, într-adevăr, veni poate să plătească, este complicat pentru că foarte multe comune și din prin jurul nostru o evită, pentru că este acest cod fiscal care specifică doar atât și nu avem nimic altceva în plus. Dar în legătură cu primăria, domnul Gelu, dacă aveți ceva, vă rog, vă ascult. Două secunde ca să termin să încheiem dezbaterea. Mulțumesc. În legătură cu comuna Săucești, chiar m-am interesat pentru că ei au specificat. Ascultați-mă o secundă să închei. Cine tranzitează să meargă cu 20, să meargă în anumite ore. Da, pentru că ei au specificat acolo balastiere și la ei e altfel. Noi nu avem acest lucru. Așadar, trimitem spre revizuire, da, cu aceste aspecte, doamna secretară. Nu supunem la vot. Nu supunem la vot. Tocmai de aia mi-am dorit să am punctele dumneavoastră de vedere, ca să știm ce anume putem... Concordanță cu legea. Trebuie discutat și cu CFR-ul, să fie aplicat. Poliția, pentru că, ce spune mie, greutatea, masa totală a unui autocamion e una. Greutatea pe osi e alta și trebuie văzut exact cum se aplică. Se aplică exact cum prevede legea. În momentul în care avem acest artiar, iau cu indicatorul. Absolut. Da. Ok. Deci îl dăm spre revizuire. Bine. Merge spre revizuire cu aspectele discutate anterior. O parte dintre ele le avem și notate și vom veni cu acest proiect în momentul în care le avem. Bănuiesc că la următoarea ședință. Bun. Să trecem mai departe. Două secunde. Trecem mai departe la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții. Extinderea rețeaua electrică de iluminat public din localitatea Răcăciun, zona 85DN2, alimentată din PTA 1 Moara Răcăciun, Comuna Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Discuții? Aici e vorba despre două proiecte separate, care de iluminat public. Vorbim de DN2, e 85, care acum, în momentul când discutăm, avem un iluminat corespunzător numai în zona centrului. Știți că la magazine se întâmplă tot felul de, în zona magazinului, la blocuri, accidente.
lucrăm și am aprobat prin hotărârea de Consiliul Local, prin buget, investițiile respective, că sunt două diferențiate. Una pentru sectorul de drum de, pe lângă DN2, acolo unde există iluminat stradal pe stil, vor rămâne, iar pe partea cealaltă opusă, unde nu există iluminat stradal, vom veni cu o rețea nouă de iluminat să fie vizibilitatea mult mai bună și siguranța până la urmă a cetățeanului. Deci un proiect pentru zona de la Han către SMA și un proiect pentru zona de la blocuri către MAT, cum îi spunem noi, către domnul Stan. Și aici trebuie, sunt niște teme de proiectare, sunt mai multe înscrisuri care trebuie să făcute și trebuie să aprobate, nu trebuie documentația spre autorizare, scoatem autorizații de construcție, că aici intră și avizul de la drumuri, de la Telecom, multe, mult mai multe avizii decât am. E regulă, mulțumim domn primar. Da. Supunem la vot și după care explicați și proiectul 6 gol completat. E același. E același lucru, da. Sunteți de acord să le supunem la vot pe amândouă? Sigur că da. Bun, supunem la vot atunci proiectul numărul 5 și proiectul numărul 6, care sunt aceleași lucruri și au fost prezentate de domnul primar anterior. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mâna jos, domnul Ionuț. Împotrivă. Unanimitate. Trecem la punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului pe trimestrul al treilea și modificarea listei de investiții, inițiator primarul comunei Răcăciuni. Da, aici, cum ați primit și acasă adresele și l-ați discutat și în comisii, e vorba de o sumă de bani de 538.000 de lei, care am la rectificare venite din cheltuieli din cotele de TVA. Și am suplimentat acolo unde avem lucrări de continuat și lucrări care se vor executa. Acum ați văzut pe comisie, v-ați uitat, puteți să mă spuneți dacă e ok sau nu e ok. Dacă aveți întrebări, întrebări, da. Discuții, da, domnul Iștoc. Am văzut aici mai multe proiecte, printre care reparații fațadă și acoperiș școala numărul 2 Răcăciuni, da, care este un proiect foarte bun. Mai sunt proiecte cum ar fi amenajarea grădinii primăriei sau reparații interioare, izolație termică, școala fundul Răcăciuni. Da. Vreau să vă întreb din aceste proiecte, câte proiecte au fost să spunem, licitate și câștigate de antreprenori locali. Pentru că nu, știm sigur astea, că... Astea n-ai cum, pentru că sunt reparații. E doar o întrebare. Dacă... Pe reparații se pot da cu încredințare directă. Deci celor care... licitații faci la o anumită sumă. Nu poți să faci la 100.000 de euro sau câte... Da. Restul e... Restul, da. Da, bă, dau un exemplu, cel de la fundul Răcăciunii, din fundul Răcăciunii. La Gheorghe Doja s-a lucrat și din Răcăciuni, s-a lucrat și de la Bacău. Depinde cum iei ofertele, iei oferte și oferte bune și sustenabile, închei contractul. E important să ajung la produsul finit și să fie lucrare de calitate, asta e tot. Sunt și antreprenori care, nu mă refer aici locale, care vin, spun că fac și nu suporta lucrările, ca să le fac. Și referitor la școala de la numărul 2, am la fiecare punct care vi l-am supus pe aprobare, sunt referate făcute de către directorul de școală, în care ni se cere să executăm aceste lucrări una la mână, pentru că sunt clădirile, trebuie îmbunătățite și reabilitate. Al doilea, mai avem procese verbale de la comisia de la ISU, care când am avut inundațiile respective în primăvară, când fiecare primăvară sunt probleme, doar vedeți. Am referatul de la comisia județeană în care, dați și aici, se spune clar că drumul de la, dau un exemplu, de la stația de depurare, drumul de la Ghețeni, drumul de la Gâșteni, Sanțul Colmatate, le intra apa în curte la oameni. Sunt toate consemnate aici și o parte din ele se regăsesc în această notă care v-am dat-o dumneavoastră. Le puteți găsi și pe... Nu, contractele sunt publice făcute, nu sunt pe SICAP. Le puteți găsi pe SICAP, da, fără ce... Da, domnul Ciprian, mulțumim, domnul Felix.
aceste proiecte de recomandă sau nu? Menționarea unor termene de începere și finalizare a lucrării. Da, dar o parte din ele le poți face, o parte din ele le poți face în termenele stabilite, dacă sunt lucrări mai mici, o parte care sunt lucrări mai mari și necesită apare neprevăzutul, atunci se mai lungește termenul și pot fi suplimentate, pentru că n-ai cum, dau un exemplu, la fundul Răcăciun, dacă am schimbat acoperișul, am poze aici, vreau să le dau, am pot, nu puteai să stai, că aveam, cred că vreo 3 remorși numai de mizerie, de găinați, de tot felul de, uitați, am pozele aici, care, cum a fost și cum este acum. Deci sunt lucrări care se pot executa în termen, cu banii prinși la începutul anului, și sunt lucrări care nu se pot executa decât dacă mai apar neprevăzutele. Că în spatele asta trebuie să se face o notă de justificativă, să se face o situație de lucrări, exact. De asta zic că nu poți să suplimentezi niște, adică să finalizezi lucrarea, dacă am luat-o, dau un exemplu, am prins în buget o ofertă pentru, nu știu, zic, reparații toalete, dau un exemplu. Și acolo trebuie să îți faci, ăla nu vine să-ți vitanjezi, mai apar neprevăzutele, cum a fost la Casa de Cultură. Casa de Cultură era un strat de beton așa, și era, după strat de beton, când o spart, era parchet. Și l-au considerat, când au venit și au văzut o lucrare care am primit, cu beton, el a calculat beton, pe urmă, scoși parchetul. Că sunt chestii ascunse, lucrări ascunse. Care... Da, astea apar NCS și NR. Normal, normal să fie prinse, dacă îmi permiteți și mie două, da, domnul Ionuț, sigur. Deci cu privire la rectificarea bugetară pe trimestrul 3, pe care o dezbatem astăzi, o mică rugăminte la departamentul de specialitate, acolo unde lista de investiții cred că ar trebui formulată cât se poate de clar. Un exemplu, și atât, că nu vreau să intru, acum cred că știți și dumneavoastră, în momentul în care discutăm de refacere șanțuri, zona Gâșteni. Zona Gâșteni, nu știm foarte bine de unde până unde se duce. Cel mai corect ar fi să fie drumul comunal X, de la kilometru la kilometru, partea stângă, partea dreaptă, adică să avem posibilitatea să putem și verifica chestiunile astea, că așa e corect. Dacă vorbim la general, atunci e totul ambigu și nu mai știm ce facem. Așa. Mai exact a lucrării. Aici o solicit. Da, da. Mai departe o denumire exactă. O paranteză acolo și spunem că până la urmă nu e nimeni împotrivă, suntem o echipă, încercăm să facem ceva pentru comuna asta. Încă o completare și cu asta închei. Am constatat că sunt sume serioase care merg în direcția refacerii drumurilor. Pe chirie autograder, pe chirie buldoescavator. Acum dumneavoastră le știți mai bine că vă folosiți de ele, că asta e. Cred că ar trebui, numai la rectificarea asta avem peste 100.000 de lei care trebuie să-i dăm, că asta e. Acum, cred că ar fi bine să luăm în calcul și să prindem bani să cumpărăm un autograder. Așa cum am reușit să cumpărăm o mașină de pompieri, care cu ajutorul lui Dumnezeu o să fie utilă cât de curând, ar trebui să luăm un autograder. Avem nevoie de un autograder și avem nevoie de o basculă măcar de 18 metri. Pentru bugetul de anul viitor, da? Dacă dă Dumnezeu și... Așa am evitat discuțiile astea, am ști că avem utilajele noastre, ar fi la dispoziție și atunci am evitat discuțiile astea și transparența ar fi totală. Referitor la balastare și de la reabilitări drumuri, eu am aici în față, v-am arătat și la Comisia de Buget Finanțe, am cereri de pe străzile din Răcăciun, fundul Răcăciun, Berendești, care cetățenii cer să balastăm acele zone. Una, este și necesar, a doua e și util. Până când vom avea tot Răcăciunul asfaltat, fiecare uliță, eu zic totuși să și acești oameni trebuie să beneficieze de condiții normale. Adică nu pot să nu pun balastru, cum vreau să vă spun, la fundul Răcăciun, la în zona de deal, acolo de la drumul DC110 spre... Așa sunt câteva ulițe care nu știu dacă pot intra și cu utilaj mic. Și automat nu mai vorbesc de pompieri, nu mai vorbesc de salvare, nu mai vorbesc de altceva. Am înțeles, da. O să prindem pentru bugetul... Pentru bugetul de anul viitor, luăm în calcul problema asta și fără nicio fel. La dezăpezit după, nu? Da. Mai este un aspect, dacă îmi permiteți. Și eu sunt de acord cu treaba asta, dar trebuie să vedem dacă avem și capacitatea. Pentru că acolo nu ai doar că ai utilajul și îl folosești. Ai nevoie de personal,
ai nevoie de întreținere, de mentenanță, nu aveți nevoie, merge singur? Avem nevoie, dar dacă reușim să plătim chirii, cu siguranță. Uite, eu propun domnul Ionuț, pentru că înțeleg că sunteți și în domeniu și chiar e o propunere prietenească, să veniți pentru ședința următoare cu un mic raport ca să vedem ce ar însemna să luăm un... Pentru bugetul de la anul. Nu pentru raport, pentru ședința următoare, că tot nu finalizez nimic. Două secunde să termin. Să știm... Am înțeles. Eu vă propun, dacă sunteți de acord și mă ascultați, să știm și noi ce ar însemna pentru UAT costuri cu personal, cu mentenanța, cu achiziția utilajelor, pentru că s-ar putea să nu. Eu sunt de acord cu tine. Eu sunt de acord cu tine, dar am mai văzut discuția asta și în momentul în care, de exemplu, trebuie să te duci să balastrezi la fundul Rădăcini și n-ai om, ai luat utilajul și stă și ruginește. Vă dau un exemplu așa din chiar, că nu e bine să discutăm prea mult. Știți procentul cât are parava din bugetul Comunei Rădăcini? 25%. Dacă parava reușește să aibă grijă de un utilaj sau pângești... Nu e vorba de că nu are grijă. Parava, ca și noi cu anumite utilaje, le-am obținut în fonduri europene. Dar l-a achiziționat altfel de asta, da. Așa și el. Ați propus problema asta, achiziționarea unui autogreder. Vedem, luăm oferte, vedem și la unde se găsesc ofertele și care sunt așa, avem bani în buget, îl luăm, vedem suma de bani. Exact. Domnul președinte, dar eu am... Promite că mă implic în... Domnul consilier, n-a fost o răutate, a fost chiar pentru mine care eu activez în alt domeniu, în ianuarie, dacă să văd ce înseamnă un cost de exploatare pentru utilajul ăsta. E în regulă, alte discuții... Da, domnul Iștoc și după domnul Iacobuș. Am văzut că în buget în continuare este prinsă și reabilitarea stației de epurare Rădăcini. Știu că este o problemă cu dânsa, că nu este funcțională. Nu este funcțională. Noi am încheiat contract, am prins bani în buget, am încheiat contract pentru reabilitarea acesteia. E de un modul dintre ăla care s-a deplasat efectiv. Nu stau, el trebuie să stea la perfect drept. S-a deplasat și nu pot. Axul respectiv nu. Și am încheiat contractul, vine societatea, o să mai... am făcut un contract eșalonat ca să, în funcție de cum execută lucrările, să-l poate repune în funcțiune. Este posibil să urgentăm lucrurile astea? Este posibil să urgentăm lucrurile astea, dar v-am mai spus și v-am mai repetat și în alte ședințe de Consiliu Local. Noi suntem pe poimul ăsta cu canalizarea. Chiar și astăzi, doamna ajută, a fost cu mine la ședință. Nu putem investi în altă stație de epurare sau așa decât atunci când până nu se finalizează proiectul pe fonduri europene. Urgentăm să încheia contractul, s-au adus materialele, o parte din materiale, ei trebuie să vină cu macara. Am balastat drumul, să vină cu macara să poată lucra, să scoată. Finalizare la anul, nu anul ăsta. Deci nu e vorba și de bani. Nu e în regulă. Domnul Iacobuș? Referiți la cei 25.000 de lei pentru închirierea autogrederii. Cine controlează dacă acel autogreder a lucrat sau n-a lucrat? Avem pozi. Autogrederul, când discutăm noi acum, da? Este pe drum. Este la Gâșteni, deasupra școlii la Gâșteni, lucrează. S-a făcut drumul la Berendești. Problema este că se începe recoltatul. Eu oamenilor nu pot să stau să aștept să treacă octombrie ca să sunt pozi. Avem traseele stabilite exact împreună cu vicile stabile și în funcție de cererile care le fac oamenii. Dom'le, am nevoie în cutare loc, acolo unde poate intra autogrederul, că fiind un utilaj mare nu poți să-l bat pe o uliță mică sau pe... Și acum am discutat și cu domnul de la Ciucani. Când ajunge în zona aia, o să vină domnul Vici și cu tractoristul ăla sau și băiatul ăla, șoferul ăla, îi arătați exact zona unde e, o reprofilează. Mai mult de reprofilat n-ai ce să-i faci, decât să îndrepți sau să-l lărgești. Cum uitați să-l domnul primar? La oră, nu? La oră, da. Da. Și da. Pe baza unor rapoarte făcute și semnate... Referate și făcute de către Vici și avizi. Se pot scoate de acolo. Trebuie exploatat la maxim, în momentul când este închiriat. Da, da. Nu poți să lucrezi mai mult de... Nu știu, 8 ore când lucrează, când și curtea de conturi, când vine momentul în care vede că lucrezi mai mult de 8 ore, ți le impută. Încă o
comisia juridică, domnul Iacobuș, a venit cu aceeași întrebare și de asta am vrut. Da, foarte bine, nu, dar o lămurim fără ce. Deci, utilajul... Întrebarea lui, acum e văd alta, întrebarea era din compartimentul Oate Răcăciuni, cine este pe teren? Viceprimar. Deci intră în atribuțiile domnului viceprimar. Viceprimar, asta am vrea lămurirea dânsul. Sunt oameni care spun clar câteodată, nu au făcut fotografii, dar... clar, mai sunt și momente când utilajul stă. Și atunci îl plătim din bani publici pentru că el stă pe lângă. Deci domnul primar are o evidență, domnul viceprimar are o evidență cu tronsoanele și orele. Asta e, ca să... Există acel pontar. Interesul este să facă cât mai mult și de calitate. Asta e toată. Asta, domnul Ciprian mai avea o întrebare. Da, întrebarea mea se referă la stația de uturare. Așa. Aș dori să știu și eu cât la sfârșit din comuna Răcăciun beneficiază de canalizare. Deci v-am mai spus, comuna Răcăciune este prinsă, și îți răspund și la întrebare, este prinsă în proiectul pe POIM, pe fonduri europene, la canalizare atât Răcăciuniu cât și comuna, cât și fondul Răcăciuniu, Ciucaniu, Gâșteniu, chiar și implicit Răcăciuniu. La momentul nu putem face alt proiect, să depun alt proiect pe canalizare dacă sunt într-un proiect care e integrat. E și Parava și nu-ți aprobă finanțarea. A doua la mână. Spuneați cât canalizare este. Există foarte mic. E de aici până la, de la primărie, de la, mai încolo, de la, să zic, de la școală, până la blocuri și un pic un segment din față. Noi ce am făcut? Am intrat în acest proiect județean la care va acoperi toată comuna. Ca și canalizare. La ședința din decembrie, nu era vorba de ADIS cu cofinanțare 1%? ADIB. Și ce spune domnul primar este că nu poți iniția o altă finanțare, ce este prins acolo, pentru că nu se poate. E în regulă. Mai avem discuții? Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul numărul 7 privind rectificarea bugetului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Trecem, cum am menționat la început, la proiectul numărul 8. Am să dau citire proiectului de suplimentare, după care trecem la diverse. Eu l-am trecut proiectul numărul 9, dar îl dezbatem în ordine la numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și devizului general a investiției modernizare drumuri Sătești, sat Gheorghe Doja, în comuna Răcăciun, județul Bacău, conform OUG 15/2021. La acest proiect de hotărâre, cred că ați primit toată lumea articolele actualizate, da? Am să dau citire pentru că a fost introdus și articolul numărul 2. Cu aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții în modernizare drumul Sătești-Sat Gheorghe Doja, comuna Răcăciun, județul Bacău, conform OUG 15, așa cum rezultă din anexe 2A și 2B, părți integrate al prezentului. Deci, să mă asigur că aveți toată lumea și acest articol pe această suplimentare. E în regulă. Bun. O să-i dau cuvântul domnului primar dacă aveți întrebări. Dacă nu, supunem la vot, cred că ați analizat, știți despre ce este vorba, n-are sens atunci să mai discutăm. Bun, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Da, am aici o cerere de la Casa de Ajutor Reciproc, Eritas. Să dau drumul la diverse. Da, mai este pe diverse, da, am notat. Trecem la punctul numărul 8 la diverse și avem cererea numărul 9266 din 16.09.2021 a Asociației Vatra Satului, da, Berești. Iar aici, dacă sunt discuții, să-l deschid și eu. Aveți cererea? Da, solicit spațiu, nu? Aveți o cerere de... Dați-mi și mie o cerere, vă rog, că nu dau de ea. Eu nu am o față. Nici o cerere, dar vă spun eu conținutul ei. Deci, așa, mai bine. Asociația Vatra Satului din Berești. Eu nu am. Uite acolo. Două secunde. Haideți că îi dau citire. Asociația Vatra Satului Berești din județul Bacău, reprezentantă de n-am să citesc numele din condiții de GDPR, rămân la ideea mea, în calitate de președinte și profesor
de Canto. Prin intermediul acestei cereri venim cu rugămintea de a ne pune la dispoziție un spațiu pentru a ne desfășura activități artistice în localitate și comuna dumneavoastră, majoritatea elevilor noștri fiind din comuna Răcăciun. Vă mulțumim anticipat. Rămâne să identificăm un spațiu, să văd, un spațiu unde să, să putem să le oferim acelor copii, chiar ei au mai funcționat și i-ați văzut ori de câte ori au fost prezenți la deschiderile de unde acum 2 ani, de acum 3 ani, de, mă rog, aveam noi activitățile culturale de sărbători. Pe lângă asta, au făcut și, au participat și la anumite competiții cu copii din Răcăciuni, folclorice, Etno TV, sunt care cântă, cel puțin fata lui doamna Oana, care este la Oana Simionescu, sau cum spune Oana, și iar acolo s-a lansat. E foarte rămâne bine. Să identificăm, vedem unde putem, după o discuție mai amănunțită, să vedem câți copii are cu un tabel nominal exact ce și cum și ce activitate așa serioasă vrea să facă, cu o listă cu semnături din partea părinților că sunt înscriși în această asociație și după care o să vă duc la cunoștință dacă identificăm o spațiu. Mai avem aici o cerere de la Casa de Ajutor Ciproc Eritas. Două secunde, domnul primar, înainte de a trece. Pentru această cerere, după ce vor veni toate detaliile și vom identifica în spațiu, lucru pentru care eu zic că activitate culturală ar trebui să ne dăm toată silința să găsim un spațiu, trebuie să intrăm pe procedura de licitație publică. Și se va urma cursul firesc. După ce găsim un spațiu, le comunicăm. Și domnul președinte, da. Ce licitație publică? Nu m-ați ascultat până la capăt. V-am ascultat în momentul în care la fiecare cuvânt pe care l-ați rostit. Haideți să vă răspund la întrebare dacă m-ați întrebat. Asociații se fac licitație publică? M-a ascultat până la capăt. Nu se poate face acest lucru. În momentul în care se identifică un spațiu și se dă unei asociații, va trebui... Care nu este non-profit, nu? E non-profit. Nu știm. Eu de asta... Asta zic, să vedem. Verificăm. Domnul primar, spus că vom verifica. Ascultați-mă un pic, ca să dacă mă întrerupeți, domn profesor, eu încerc să explic. Dar ascultați-mă, am spus așa. Am spus așa. Nu vă băgați într-o oală în care e muncă. Bine. Am spus așa. După ce vor veni mai multe detalii către primărie, vom ști exact ce spațiu, cât de mare, îl vom identifica. Autorizația lor. Atunci vom vedea ce formă juridică sunt înscriși. Și dacă trebuie urmată procedura de licitație sau nu, pentru că aici e o asociație, nu ne spune de care e, ca să știm ce trebuie făcut acolo. Spațiu și după aia o să facem procedural după lege exact. Exact, atâta vreau să spun. Aici, mai mult, poți să spun de ce asta? Ce cunoștințe am eu? Eu știu că nu percep sume de bani pentru... Asta înseamnă că ar fi o societate non-profit. Dacă nu percep, nu știu, schimba statutul. Da. Vedem statutul, exact, statutul societății. Și dacă percep taxă, nu e o problemă. Ba da. Păi asta vrea să spună domn președinte. Nu este așa. Bun, lăsați identific un spațiu după care vă supun atât. Gheorghe Doja, adică mi-e cultural. Să vedem statutul întâi, să văd, poate și-o schimbat exact activitatea, nu, poate face... Exact cum n-am putut să dăm karate pentru Gheorghe Doja, pentru aur, pentru că nu a venit cererea cum trebuie. Ia exact același lucru l-avem și aici. Până nu identificăm care e treaba cu asociația asta, să vedem ce cale juridică trebuie urmată. Haideți de asta... să dau citire și cerere următoare celelalte diverse. Păi, poate trebuie, poate nu. Eu asta spun. Bun. Casa de Ajutor Ciproc Eritas Moinești solicită printr-o cerere către primărie închirierea unui spațiu pentru desfășurarea activității care au ei, de aia care funcționează acum la, nu știu, la deja aici în zona Bucur, trebuie să facem la Bucur, pe acolo, parcă. Așa. Și îi solicită spațiu din față de aici, de la BRD, care este și mai ușor. Deci aici? Da. L-am cumpărat pe ăla, da. Ăsta este al nostru. Da. Deci, de exemplu, aici va trebui să facem licitație publică și să se demareze procedurile legale, da. Nu ceruse spațiu optic, nu știu ce... Cum? Spațiul ăsta de la BRD. Da. Da, din fața... Ei fac activitate de bancar, dintre astea, nu fac altceva. Ăștia, Eritas. Dacă am zis IFN, se înțelege ce fac. Da.
Da, asta zic. Da. Și aici se va urma procedura legală. Plătească, plătește, oricum plătește. Atâta nu mai era unul. Problema este că dacă sunteți de acord cu cererea asta, să începem procedura asta. Asta trebuie, pentru că dacă nu faci, ăsta așa se degradează. Că nu, așa, două secunde, sigur, l-am văzut pe domnul Felix. Trebuie să cer un vot de principiu să începem procedura de licitație. Nu, nu. Venim cu proiectul de hotărâre și să discutăm. Două secunde, domnul Felix. Ok, bun, am rezolvat și cu această cerere. Acum, domnul Felix. Un singur lucru care v-aș ruga, în legătură cu Soma, da, care a făcut o adresă către noi că nu se colectează gunoiul separat, da, v-aș ruga să facem o adresă către dânsii, ca atât timp cât dânsii nu aduc cubele sau saci în care să se adune separat gunoiul, pubelele să fie obligat să ridice tot. Da. Pentru că... Răspund la întrebare. Pubelele sunt în curte, la primărie a venit ieri și astăzi și vor mai veni. O să fie două culori distincte, negru și cu galben. Da. Da. O să fiecare pubelă este înseriată, se va face transportul de către noi, către localitățile din sat, din comună, pardon, din sat, din comună, se va da în baza unui proces verbal înseriat cu o pubelă pentru două, una pentru, nu știu, pentru gunoi menajer și una pentru plastic. Deci pubelele sunt plastic, în carton, hală, nu mai poți să-l lăsa afară, că nu-i bine să-l lăsa afară. După ce ne aduce tot numărul de pubele, îl distribuim. Și o să facem acțiune și aici aș vrea totuși să ne dăm concursul cu toții, să facem acțiune de, noi o să distribuim, fără niciun fel de probleme, acțiune de conștientizare a... De fapt, din informare, informare a omului să pună selectiv gunoi. Dar numai atunci când îi dau recipient. Până atunci... Dar mai trebuie să aducă multe? Mai de abia o fac transportul. Mai cât mai ajunge? Da, mi-a adus negri, mai urmează galbeni. Cât? 1800. Da. Am o propunere. Două secunde. Da. Cererea să fie. Atât timp cât încă nu avem distribuite pubelele separate pentru colectare selectivă... Știu la ce mă refer, domnul consilier. La ce te refer, pardon. Domnul viceprimar a făcut o, doar să somăm agentul, da, pe Soma. Domnul Felix spune că în momentul de el are un contract și dacă în cazul în care nu respectă contractul, e pasibil de... Din ce am înțeles, domnul Felix spune că în situațiile unde nu e deșeu colectat selectiv și scos la poartă, nu ridică Soma. A fost o situație parcă... Da, bine, acum dacă ai pus cărămidă și teracote în el, nu înțelea, normal că nu înțelea. Dar dacă... sau burieni dintre astea... Procedura spune, care e? Până nu vin toate pupelele, cum fac ăștia? Ridică tot sau...? Ridică tot. E, deci e procedura acum corectă. Acum ridică tot, da. Asta și e... cum să zic, face parte din contract și în momentul în care acolo spune că se va distribui, clar că se... Domnule Iacobuș? S-au distribuit deja pubele pentru gunoi menajer. Cei care au pubele să beneficieze doar de cealaltă culoare. Pentru că sunt mulți care nu au tomberoane. Vor veni acasă. În seriate ca o măsură de control. Asta e. Voi distribui astea noi, au o serie, pe le vechi le ridic. A, le luați. Pe scurt, pubelele vechi e cu vechiul operator altă treabă, pubelele în doi e cu nou operator, se va distribui la toată lumea. Dacă nu dau sași sau dacă nu dau pentru al treilea produs de reciclare, posibil să rămână alea acolo. Dacă nu, o să le ridicăm, le dăm pe astea, le ridicăm pe alea. Mulți, mulți. Sunt întrebare prin contract, transportul către depozit, către groapă sau depozit, va fi selectiv sau tot în aceea? Selectiv. E contractual clar, așa are voie, da, să fie, n-are cum să fie voie altfel. Acum contractual sigur așa e menționat, dar haideți, domnule, da. În regulă, dacă nu mai sunt intervenții, ce cetățenii afectează? Ce aceste costuri care sunt acum cu pubelele și cu... Și ei sunt obligați prin contract să asiguri pubele la fiecare, mă interesează mi-n dat așa. Cetățenii nu sunt. Nu au nicio treabă, că nu s-a mărit taxa de gunoi. Declar închisă. Nu e taxa de gunoi mărit. Declar închisă ședința de astăzi. Mulțumesc frumos, o zi bună.